Dauda este un tânăr jucător de 19 ani care activează la Rieșul Turda și a fost desemnat cel mai bun fotbalist al eșalonului secund. Din 2012 însă senegalezul va activa în Zavoiul Vâlcean. Avem câteva perspective de transferuri, zic eu, avantajoase pentru clubul nostru, dar vă spun acum în premieră, am reușit să ajungem la o înțelegere cu cel mai bun fotbalist din Liga 2. E vorba de Dauda, fotbalist adus în România de CFR Cluj, a jucat în turul campionatului la Turda și, dacă vă aduceți aminte, la meciul în Zavoi ne-a creat mari probleme. De atunci încă am pus ochii pe el. Este un fotbalist cu calități fizice extraordinare, membru de bază al echipei Under-19 a Senegalului, iar Senegalul este o forță acum în lumea fotbalului. Ați văzut, africanii pătrund din ce în ce mai des în campionatele puternice din Europa. Este un jucător de mare perspectivă care sperăm noi că ne va ajuta la îndeplinirea obiectivului, acela de a ne menține în Liga a doua din România. Eu cred în acest obiectiv, cu toate că locul în clasament nu este cel la care sperăm, cel pe care ni l-am fi dorit, dar după orice reformă e normală o perioadă de tranziție, o perioadă în care să lipsească rezultatele. Sunt foarte mulți jucători tineri, neexperimentați, dar valoroși, zic eu, la clubul nostru, care sper să explodeze cât mai curând. A fost un tur greu de campionat, sper să se fi rodat, să fi trecut această perioadă în care ei să fie doar speranțe și să devină cât mai curând certitudine.